Imagini șocante în localitatea Bistrițeană Telciu. O femeie a fost nopită în bătaie de soț în plină stradă. Victima a ajuns la spital iar bărbatul la poliție. Din fericire, cei doi copii ai lor nu au fost martori acestei scene îngrozitoare. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Agresorul, un bărbat în vârstă de 33 de ani din Telciu, județul Bistrița, a fost surprins pe camere în timp ce își lovea cu bestialitate soția, o tânără de 21 de ani. Femeia a vrut să se urce într-un taxi, însă soțul nu a lăsat-o. A tras-o de braț, după care a trântit violent ușa mașinii și a început să-și lovească nevasta. Victima a căzut pe trotuar, însă agresorul a continuat să dea în ea fără milă, chiar și cu picioarele. După câteva zeci de secunde, taximetristul a încercat să îndepărteze bruta de femeie. Fără succes însă, întrucât agresorul s-a smuls și a lovit-o din nou. Cu mare greutate a fost potolit bătăușul. În urma violențelor, femeia a fost transportată de urgență la spital cu multiple traumatisme. Polițiștii chemați la locul incidentului l-au reținut pe soțul agresor. Acesta ar putea fi arestat preventiv. Agresorul și soția pe care a bătut-o cumplit au doi copii.